Astăzi este luni și este o zi foarte nașpa deoarece a început școala, este 11 septembrie, nu știu cum a trecut vacanța asta, dar trebuie să mergem neapărat la școală și trebuie să le iau și pe Darusel, nu știu ce face, nu știu dacă s-o fi trezit să merge la școală, merg acum la el, repede, repede că trebuie să ajung la școală, mamă, deci n-am niciun chef de școală, chiar îmi doream să nu mai ajung la școală pe niciodată, ia să, mă, ce face? Bă, ce faci pe calculator la ora asta? Ce cauți acum la calculator? Rafale, mai spera, bă, ce mă, mă joc, frate, mă joc singur, că e un, n-a mai fost un decon. L-au mâncat câinii pe Ion, nu știu de ce. Bă, dar să le pești, cum, tu nu știi de ce nu e Ion online acum pe calculator? Tu nu știi de ce nu e? Că eu știu. Dar tu nu știi ce zi e azi? Nu știu deloc, ce zi e azi? Bă, dar să le astăzi este luni, 11 septembrie, asta înseamnă că astăzi este prima zi de școală, dar să le știi să mergem repede la școală. Ce cauți pe calculator la ora asta? La școală? Nu, stai, Rafale sunt răcit. Gata, mă, Darusele, cum să fii mă răcit? Hai, mă, fii atent, mă, Darusele, pregătește-te repede, Darusele, ia-ți toate lucrurile, ia-ți caietele, ia-ți ghiozdanul, că trebuie să mergem neapărat la școală, Darusele, și trebuie să mergem urgent, Darusele, că deja întârziem, deja mai sunt 5 minute și începe școala. Bă, ce faci? Bă, la școală, bă, nu te duci să spargi banca. Bă, Darusele, ce faci, mă, cu hainele astea? Tu ți-ai luat și uniformă, gata, parcă nu erai pregătit de școală, de unde ai tu hainele astea? Bă, deci eu mi-am cumpărat hainele astea pentru chestii speciale și na, acum ca începe școala să mă dau mare, uite, cu burger, cu motocicletă. Da, cu bicicletă, cu motocicletă, cu burger, cu haine, du-te mă de aici, Darusele, bă, hai că repede că trebuie să întârziem, Darusele, nu trebuie să întârziem, de fapt, acum hai să mergem repede, Darusele, știi unde e școala, bă, mai știi unde e școala, știi că ți-am arătat-o pe acolo. Mamă, deci e foarte nașpa că mergem la școală, chiar nu știu de ce mergem la școală, sincer, dar... Ha, uite, bă, școala, Darusele, am ajuns și la școală, Darusele, nu știu cum am ajuns noi aici, ce mă, ce... Bă, ești fericit, mă, stai, păi parcă ai zis că nu-ți place școala, cum adică? Nu, bă, Rafale, nu sunt fericit, suntem să fiu fericit, dar nu vreau. Da, nu ești, hai, nici eu nu vreau, Darusele, dar hai să mergem aici să vedem, Darusele, că nu știu, e prima zi de școală, Darusele, trebuie să mergem aici. A, bună ziua, suntem noi copii de aici, dar am venit la școală. Bună ziua! Bună dimineața, copii, bine ați venit la școala noastră, sper să vă placă și mult succes în noul an școlar. Vă mulțumim. Ce? Nu, și cum adică să ne placă, nu-mi place, e foarte urât deja. Bă, gata, Darusele, gata. Gata, Darusele, nu face așa. Bă, Darusele, fii atent, vino. Tu dacă faci așa, o să fie foarte rău, Darusele, după te arde la not, o să ai note mici, o să ai toate astea, o să supere toată lumea pe tine. Nu, hai să mergem. Da, stai puțin. Foarte mult îmi place. Da, ne place, Darusele, da. Noi suntem noi copii de aici și nu știm unde mergem, unde avem clasa. Puteți să ne spuneți și noi că noi nu știm nimic de pe aici. Vedem că aici au bucătărie, dar în rest. Aveți burger în cantină? Bă, uite, mă, Darusele, aici, uite, căuți aici, are burger, are de toate, Darusele, aici caută de toate. Du-te la aici. Federico. Bă, Darusele, nu e același bucătar ca la diner. Vino, bă, repede aici, Darusele, vino repede. Bă, nu mai stai, bă, Darusele, hai că trebuie întârziem la oră. Trebuie să vedem unde avem clasa, unde avem toate astea. Clasa se află la etaj imediat pe dreapta, prima clasă. Ok, vă mulțumim. La revedere. Okay. Bă, Darusele, ce faci, bă, cu sabia? Bă, Darusele, ce cauți cu sabia la școală? Nimic. Bă, Darusele, n-am niciun chef de școală, sincer, nu știu cum am ajuns, dar ia asta, bă, Darusele, nu. Bă, vino aici, Darusele, a zis că prima, asta e. Bă, Darusele, stai puțin, Darusele, nu intra. Bă, închide ușa. Bă, Darusele, sigur vrei să mergem la școală? Nu vreau. Bă, nici eu n-aș vrea, dar n-avem ce face, Darusele, hai să intrăm aici să pășim înăuntru, să vedem cine așteaptă. Unu și hai să vedem. Bună ziua. Suntem noi copii. Darusele, fiate. Bă, unde ți-ale? Hai că eu stau aici în prima bancă, Darusele, nu știu unde vrei tu să stai. Da, stai în spatele meu, Darusele. Bună ziua. Bă, nu mai da bă în mine. Ce faci, bă, Darusele? Bă, ești nesimțit? Bună dimineața, copii. Bine ați venit la școala noastră. Sper să vă simțiți cât mai minunat alături de noi. Îmi puteți spune mai multe lucruri despre voi, cum vă numiți, de unde sunteți, câți ani aveți, etc. Ok, chiar da. Vă mulțumim că ne-ați primit aici la școală. Chiar vă mulțumim. Este prima noastră zi aici. Și da, trebuie să ne facem prezentarea. Păi hai, că vă spun eu acum ce să facem. Deci... Nu, eu. Deci da, pe mine o cheamă, dar suntem 12. Am mai sunt 1, 2, am 10 ani. Și eu sunt din China și mi-e plac burgerii. Și acesta este câinele meu, Rafael. Bă, du-te mă de aici, băi, ne simțim bă, bă, dar stai acolo. Dar Rafael, bă, dar Rafael, da, e mai mic, el nu știe, e prima oară când vine la școală, adică e la școală nouă, nu știe, e mai mic, el mai se poate citi așa, da, vedeți că are probleme, aveți grijă că da. Așa, am înțeles. Acum, da, hai să vă fac eu și prezentarea. Ați auzit? Păi el cheamă Darusel 2012, a spus că îl cheamă, a zis că e din China. Nu e din China, e de aici, din oraș, e aproape, mai încolo, în partea asta cu mine în casă. Și bă, dar stai mă jos, bă, nu mai dansa, a zis doamna să nu mai dansezi, stai jos. Așa. Scuze.
Bun, și acum numele meu este Rafael, Rafael G, și el este prietenul meu, cum bine v-am zis, stau cu el în casă, v-am zis deja, stăm aici aproape de oraș, suntem în satul acela din partea aia și da, cam atât, nu știu, n-avem mai multe de spus de fiecare. A, și da, am uitat să vă zic, eu am 17, el are, cât ai mă, tu cât ai zis mă, că ai 12 sau 10, 10 ani, ai zis, cât ai zis mă, că ai? 10, da, 10, e, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, da, nu, nu mai, da, are 10 ani, are 10 ani, ok, și eu am 17, v-am spus. Mă bucur să vă cunosc, eu o să fiu noua voastră profesoară, cu mine o să faceți orele aici, în această clasă, iar de început de an școlar, aș vrea să vă dau un mic test inițial, să văd câte cunoștințe aveți și unde trebuie să mai lucrăm ca să vă perfecționați cu... Cum adică test, așa din prima oră, cum ce faci mă cu sabia aia, te ne bagă la pușcărie, Darusele, stai cu minte. Haideți că dăm test, da, dăm test, Darusele, pune-te în bancă, Darusele. Bă, Darusele, cum să dăm bătel? Bă, Darusele, tu știi ceva? Da, deci eu știu că eu am 10 ani și noi stăm acolo și bunica stă acolo, ok? Acesta este testul, este foarte ușor, nu este greu, aveți la dispoziție 10 minute să-l terminați, ok? Ia, care testul, mă, Darusele? Test inițial, nume dat, 1 plus 1 egal... Mă, capitala României, cosen... Bă, Darusele, ți se par grele ție astea? Da! Mă, îi se par grele lui Darusel, mami, mi se par foarte ușoare. 1 plus 1 egal, bă, 1 plus 1 egal 2, adică ce e așa de greu, nu știu ce e greu asta. Capitala României, Grand City, România, București. No, hai să mă apuc aici, am numele, am toate astea, ia stai să scriu numele, mamă, deci o să iau nota 10, mamă, sunt curios, ce notă o să aibă Darusel, că e foarte slabă, deci... Bă, Darusel, ce faci, mă, de ce plângi mă acolo în spate, bă, Darusel, rezolvă testul ăla, bă, ce plângi mă acolo, bă, de ce plângi? Bă, nu știu întrebările, stai, bă, afară, antenă, am zis și mie răspunsul la 1. La 1, stai puțin, care e 1? Stai, să mă uit. 1 plus 1 egal, bă, Darusel, e 2. Bă, cum să, bă, nici 1 plus 1 nu știi, doamne, Darusel, hai că mă și enervez. Bă, lasă-mă și pe mine să rezolv aici, Darusel, că n-avem timp, Darusel, trebuie să facem în 10 minute, ai auzit, trebuie să facem. Mă, ce vrei, mă, lasă-mă să-mi scriu și eu numele și data, bă, Darusel, ce mai vrei? E, bă, la 2 care răspunsul, zici și mie. Bă, Darusel, lasă-mă și pe mine să fac aici, stai puțin să mă uit acum, deci la 2, la 2, mamă, capitala României, Grand City, România sau București, bă, Darusel, deci fii atent că e, bă, Darusel, la 2 e România, e București, capitala României, dar să le București. Gata, mersi. Gata, bă, Darusele, acum ți-am spus astea două, lasă-mă și pe mine să rezolv, Darusele, lasă-mă și pe mine să rezolv toate astea. Ce? Ce? Hei, ce faceți voi aici acum? Vai șoptești colegului? Nu, nu șopteam, m-a întrebat câte ceasul, că nu știe câte ceasul, nu știe să citească ceasul. E un ceas acolo și nu știe să-l citească. M-a întrebat câte ceasul. Nu șoptesc. Nu e adevărat. El vrea să șoptesc. El vrea răspuns. Băi, ești de simțit, Darusele, cum adică vreau eu? Bă, Darusele, Darusele, vrei să-i spun ceea ce făcea, Darusele, chiar vrei să-i spun că eu am zis să te scap pe tine și tu ce faci de mine? Ce faci? Bă, gata. Da. Nu e vina nimănui. Nu. Face și el glume. Atât faceam și eu, dar nu. Lasă-mă în pace, Darusele. Sunt cu ochii pe voi. Haideți că e ușor, e un test inițial, doar nu trebuie să vă îngrijorați. Ok, da. Bă, lasă-mă, lasă-mă să rezolv asta, Darusele. Ok, da. Hai să-mi scriu și eu numele. Mi-a scris aici frumos. Data și 11. Și acum să facem rezolvarea. La prima întrebare era 1 plus 1, parcă, care înseamnă 2. Scriem aici 2. La a doua întrebare era capitala României, care era România. România, doamne, nu era. Ce era capitala României? Mamă, stai că nu mai știu. Bă, dar se lasă-mă să vorbesc aici. Așa, la 2, 3, așa, București. Hai să zic, care e întrebarea a treia? Cum se numește Marea Noastră? Mamă, Marea Roșie, Marea Albastră, Marea Neagră. Ok, Marea Neagră se numește, așa, ține-o minte, așa mi-a spus mie tati, ok. Acum hai să treci și la întrebarea 4. Bă, dar se tași-mă acolo, bă, dar se e profesor aici lângă noi. Bă, nu mai țipa, bă, nu mai râde. Ce te-ai apucat să și râzi? Rezolvă și tu testul acolo și tași. Bă, vezi-mă de lucrarea ta. Bă, vezi de lucrarea ta, dacă nu te zic doar la profesoare, că nu. Bă, lasă-mă în pace. Cum ce să mă, ți-am zis să mă lași tu pe mine. Hai, lasă-mă în pace. Bă, deja mă și enervează, bă, Darusel. Ia să văd ce e întrebarea 4. Dacă Darusel are 2 mere, iar Erica a mâncat alte 2 mere, cu câte mere a rămas Darusel? Mă, ce mă, dar bă, Darusel, tu ai citit cumva întrebarea 4? Uite-te la întrebarea 4 ce scrie acolo, Darusel. Uite ce scrie, ce nume scrie. Bă, răspuns ușor. Da, e ușor, Darusel. Bă, dar tu n-ai văzut ce nume scrie acolo, că scrie de tine, Darusel, tu te-ai apucat să faci și compuneri, dar Darusel, ești în problemă de matematică. Tu bă, te bă, aici, bă, Darusel, ce vedetă ești tu, Darusel? Deci dacă Darusel are 2 mere, iar Erica a mâncat alte 2 mere, cu câte a rămas Darusel? Păi dacă Erica a mâncat alte 2 mere, înseamnă că a rămas tot cu 2 mere. Hai mă, bă, ce mă, testul ăsta e foarte ușor. Deci a rămas cu 2, e perfect, am terminat lucrarea. Deci da, eu am terminat lucrarea, chiar pot să vă dau acum, da. Vedeți că am făcut aici. Ce faci, mă, Darusel, ai terminat-o? Da, bă, Rafa, fii antenă, Rafa. Ce? Fii antenă, vreau să-mi dai tu răspunsurile. Te duci tu la baie, după merg la baie. Cum adică, bă, Darusel, bă, profesorul lângă noi, bă, ce faci, mă, dar... Da, Darusel, uite acum.
acum, stai puțin că mi-a cerut un pix, dar să iau un pix acum. Bă, dar serios, bă, stai, bă, pune-te bă, în bancă. Pune-te în bancă, gata, ia pixul că ți-l dau eu ție în bancă. Bă, dar serios, stai în bancă, bă, stai în bancă. Bă, dar serios. Gata, acum îi dau pixul că a cerut numai remină. Bă, dar serios, bă, fii antenă, bă, ce faci mă, tu spui acum ce zici să fac? Bă, da, stai, ok, hai că te duc, dar serios, mă duc eu, o să cer eu nevoie la baie, dar lasă-mă acum, lasă-mă. Bă, ce? Ok, hai să mai fac eu testul. Eu aproape n-am terminat, stai că îl mai verific eu acum, ia stai să mă uit. Deci am rezolvat, ok, așa 1 2 3 4. Am rezolvat pe toate. Auziți, am și eu puțină nevoie la baie. Pot să mă duc și la baie? Unde este baie? E pe aici, pe la etaj, pe unde este? Da, este la etaj drept în față când ești, dar să te miști repede. Ok, vă mulțumesc, mamă, mă duc acum la. Bă, dar ce vrea mă ăsta? Bă, eu nu înțeleg ce vrea, dar să le gata, mă duc acum la baie. Ok, deci dar să le-a zis să mă duc la baie, să-i las testul unde e. Aici e baie. Da, baie, băieți, baie. Ok, aici e baie. Da, băieți, mamă, și unde mă duc mă? Stai că intru eu aici. Să-i las și eu testul, dar să mă unde-i las mă testul? Stai că îi las aici, mamă, dar sper să facă și ăsta ceva bine, sper să-l găsească. Stai să nu mi-l fure el pe al meu acum. Băi, testul foarte ușor, nu știu de ce nu știi, dar o să-l absolut nimic, e chiar e prostănat, dar o să-l sincer, la mult mai serios, dar mă duc acum înapoi. Gata, bă, ce fai, bă, ce fai, bă, ce fai, bă, ce, unde te duci, mă, dar o să-l, unde te duci? La baie, ia chiar o vei rota, lași-mă, lasă-ți pe mine. A, du-te la baie, ok, mamă, am venit, să rămână, stai să mă uit acum în test, mamă, dar stai, bă, eu nu mai am testul ăla, mamă, sper să nu-și dă seama că stă pe cuchii pe mine. Da, mă uit acum în test, hai că mă uit în ăsta, iar, ce mai e pe aici, toate numerele astea, tot, e bine, ok, e pe, bă, eu zic că am făcut totul foarte bine, adică nu cred că am greșit absolut nimic, e foarte ușor testul, da, da, eu mai am puțin, îl verific aici să văd dacă am greșit ceva și vi-l dau imediat după. Gata, doamna, am venit de la baie. Ce fai, mă, dar să le baie, veni, bă, ai repede, ai venit, bă, dar să le dă-mi, stai, dar să le mai nevoie de pixul ăla, ai terminat, mai ai descris, așa, bă, bă, așa, mersi, bă, dar să le, așa, mamă, deci mi-a dat ăsta, e perfect acum, hai să, da, eu pot să vă spun că am terminat totul, vi-l dau chiar acum, îl las aici pe bancă, unde vi-l dau, chiar aici în mână sau îl pun, hai că-l pun la catedră, cred că mai bine să nu vă cărați voi cu el, dumneavoastră, hai că vi-l pun aici pe masă, ok, dar să le, ai terminat și tu, dar să le, gata, ai lasă-l acolo, hai să, mamă, dar să le, deci a fost foarte ușor testul ăsta, bă, dar să le, sper că ai făcut totul bine acolo, da, dar, bă, dar să le, bă, tu nu știi să, bă, ai făcut bine, ai copiat tot, așa, mamă, chiar sunt curios ce note iau la test, trebuie să iau nota 10, pentru că totuși am făcut totul cum trebuie, am făcut totul frumos, adică n-am nicio îndoială să nu iau nota 10 și, mă, ce faci, mă, dar să le, ce arunci, mă, cu hârtie în mine, ești nesimțit? Mă, ce am, mă, eu n-am făcut nimic, doar îmi băteam în joc de un fraier. A, mă, du-te de aici că ești nesimțit, bă, dar să le vezi că te spun, bă, dar să le vezi că te spun, după ce tu mă faci acum fraier și eu te-am ajutat, până acum te-am ajutat și tu mă faci fraier, așa faci, da? Ia, pune-te, mă, pune-te în bancă, nu mă. Eu zic să taci, că dacă nu... V-am corectat testele și vă spun chiar acum rezultatele, dar să-l dăm 12 nota 10, bravo, bă, dar să-l luăm 10, băi, nebun. Bă, bravo, mă, dar să-l ai, că ai luat bine după mine, dar să-l ai luat bine. Da, și... Ce? Tai, mă, tai, așa, da, dar Rafael ce nota luat? Ia, Rafael, nota 6. Mă, cum adică... Cum adică nota 6 că am făcut totul cu oricum, bă, vreau să văd testele, nu, bă, dar să le vină puțin aici, bă, dar să le, ce ai făcut la test, ce le-ai făcut? Nimic, bă, dacă, pe stai puțin, nu, când vreau să copiez, bă, era greu să copiască, tu ai scris de mână foarte urât și n-a poate de asta. Bă, ce ai făcut, bă, dar să ți-am dat răspunsurile corecte, dar să le, și cum să iau nota 6 și tu nota 10, bă, ce ai făcut, lasă-mă în pace cu scrisul tău urât, ce bază motive că am scris urât, atunci de ce mai mie mai așa, vreau să văd și eu textele, chiar sunt curios, cum adică am luat eu nota 6 și el nota 10, că eu nu înțeleg, cum adică nu, bă, stai în bancă că te spun să te duc la director, dar să te duc la director. Ia mă să mă uit ce ai făcut tu aici, dar să le, că chiar sunt curios acum, mai băi, nesim, na cum ai făcut, ia stai mă să mă uit, Uite, ia, rezolvare, deci am scris 2, la prima, a doua București, a treia Marea Neagră, a patra 2 am scris, ok? Și ia să văd ce ai scris tu aici, ia. Ai scris 1 plus 1, 2 București, când cum ți-ai scris eu? După ai scris Marea Albastră, capa albastră, 4 mere că l-am bătut pe Eric. Mă, dar se, tu, bă, stai mă, cum adică așa ceva, bă, eu nu înțeleg așa ceva, bă, mie nu vine să cred, bă, stai puțin. Nume Rafael, bă, dar se, de ce scrie numele, meu la lucrarea ta, dar se, ce ai făcut? Bă, dar se, bă, da, vin, stai puțin, grece până afară, bă, dar se, vină puțin aici. Tu ai schimbat cumva lucrările între ele, tu ai schimbat numele la lucrări? Nu, de ce? Bă, dar se, tu mai era mișto? Nu, eu, bă, ce ai, Rafael, ce fraierii, așa că bine, bine, de ce faci, dar să le iei, stai puțin, hai să mergem înapoi la doamna, hai să vedem ce spune doamna, stai puțin, da, să rămână, stai puțin, am să vă spun ceva, dar să le, bă, stai mă, nesimțit, deci fiți atentă, băiatul acesta mi-a furat lucrarea și a schimbat numele după ea și aia era lucrarea mea, cum adică, cum să mi-e, măi, nesimțit că așa era? Bă, Rafael, hai până afară, hai până aici. Ce vrem, mă, ce mai vrem afară, bă, dar să
Darsene, după... Bă, ce fac, mă, închizi ușa în naș, bă, Darsene? Bă, du, fii atent, după ce că mi-ai schimbat numele după aia, ce mai vrei acum? Ce tu pe mai? Ce mai vrei? Ce, că mă deja mai enervat, ești nesimțit, ce mai vrei? A, mănânci, bă, bă, ce vrem? Bă, bă, spui, mă spui că ce-a făcut, dar ceva ce nu a făcut? Cum adică n-ai, cum adică n-ai făcut, mă, că aia era lucrarea mea clară, știu ce răspunsuri am dat, ești nesimțit? A, bă, Rafaele, ce mai vrei acum? Ce mai vrei? Că mașinile, bă, 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 lasă-mă, 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 bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Băi, fraților, din păcate, uitați-vă ce este. Astăzi este prima zi de școală și noi astăzi trebuie să mergem la școală alături de Darsene 2012. Ei bine, ca să fie o zi mai interesantă de școală, eu aș zice să-i fac o mare farsă lui Darsene și profesorului chiar, pentru că atunci când vom ajunge la școală, o să vedem cum o să le curgă ziua și toate astea. Iar după aceea, după cum puteți vedea, eu am aceste chestii. Uitați, eu am asta, pot să mă transform într-o pisică, pot să mă transform în orice animal îmi doresc și cu asta vreau să-i trolez, să le fac o farsă și profesorului, atât profesorului cât și lui Darsene, sau pot să mă fac un flor, pot sau blocuri de genul și să-i trolez ca și cum se mișcă obiectele pe acolo sau ca și cum este practic un animal pe acolo. Ați văzut cum am făcut, ați venit și papagalul acesta. Ei bine, hai să mă fac un papagal, cine știe, poate să-mi prietenește cu papagalul meu sau poate să iau la bătaie. Uitați, să ne dai papagal pe aici, foarte frumos acest lucru și da, astăzi așa o să-l trolez eu pe Darsene și pe profesorul nostru sau profesoarea, că nu știu ce profesor o să avem anul acesta și da, din păcate a început școala. Voi v-ați dus la școală? Cum a fost prima zi de școală pentru voi? Scrieți acolo în comentarii. Și acum hai să merg și la Alunelu, bă, Alunelule, din păcate, da, cred că știi și tu ce se întâmplă astăzi, nu? Alunelu, Alunelu, hai la joc, de ce să mergem la joc, Alunelu? Stai că, cum adică, de fapt a început școala, știu, triți, nu, mult succes, băieți, da. Mă, ce faci, bă, acolo, Darsene, alo, bă, nu mai, bă, ce, bă, ce, bă, ce, bă, hai repede că începe școala, prostule, e prima zi, Darsene. Doamne, cât de prost e copilul ăsta. În fine, da, Alunelule, din păcate, da, știu, trist, a început școala, mult succes, băieți, dar să le, Alunelule, ne urează mult succes, nu știu ce să mai zic, sincer, e foarte, foarte nașpa, dar să le, fii atent, am aici, fii atent, caietul tău și caietul meu, acum hai să mergem la școală, bă, și ce ți-ai făcut, ai scos patul, bă, ăsta e patul, mă, tu scos patul. Vrei mașina, uite mașina, hai, da, bă, Darsene, în sfârșit, bă, adică gen nu în sfârșit, că până la urmă e ceva, adică pentru tine e bine, stai puțin, că în sfârșit te duci pe tine la școală să înveți cum trebuie, școală, Darsene, bă, nu mai știi, mă, drumul pe școală, pe aici, hai, că nici trebuie să te duci la școală de șofer, că nu știi să conduci, mă, ce faci, mă, Darsene, alo, bă, ce faci, mă, ce faci, bă, mă, pa, pa, dar, Darsene, hai, coboară, coboară, coboară de mașină, coboară, 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 da, coboară, hai, urcă, 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 hai, gata, Darsene, în fine, bă, cine a pus mă astea pe aici, bă, frate, doamne, ce dezordonat, a devenit orașul ăsta, bă, Darsene, cred că e cald. Bine, dar să le ia, bă, dă și mie, că n-am mâncat nicio nimic azi de dimineață. Bă, dar bani, pentru tine, am dar bani pentru mine. Bă, dar să le, da, eu, cum am dat? Eu am mâncat, dar îți bine, un stirea pe aici, eu am mâncat, gata, bă, fraților, fiți atenți, acum o să înceapă, o să înceapă mare, mare prostie, adică... Da, vreau și una, vreau doi ăștia, un burger de ăștia, un mince și un ăsta, un cârnat pe pâine. Cârnat pe pâine, ok. Bă, dar să le, ei bine, hai să mergem la școală, din păcate a început să înceapă mare, mare. Nu știu, cârnată pe pâine. Doamne, dar să le, vorbește-mă, bă, vină mai aici, dar să le, vezi, reglează-ți vocea, trebuie să vorbești tu mai tare, dar să le, mai tare, vorbește mai tare, că aici mergem la școală. Ia, acum? Da, nici chiar așa, în fine, hai să mergem, dar să le, bă, nu mi-era dor de școală, sincer. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Bună ziua! Bună ziua, hai dar să repede în clasa noastră, hai repede în clasă că trebuie să vedem cum... Bă, anul ăsta la școală, nu știu... Ce e clasă, ce e aia? Eu prezint că o să fie în nașpa, mă, dar să profesor Chelie, nu parcă era rău? Nu parcă mă... Nu parcă avea profesoară! Băi, am avut și profesoară și profesor. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, am revenit la școală, bună ziua, da, prima zi de școală, yay, wow, sunt de foarte entuziasmați, chiar de bucuram să vă vedem pe dumneavoastră. Ei bine, nu e așa, dar în fine. Bine ați venit, dragi elevi, la școală, noul an a început cu multe bucurii și fericiri. Hai să ne readucem aminte unul de celălalt. Eu sunt profesor Chelie, voi cum vă numiți? Numele meu este Rafael, da, numele meu este Rafael. Da, ăsta e locul meu, dar seria pleacă de aici. Numele meu este Ambuce la caca. Pa, prostule, zi-mă numele tău real, că aici puteți la școală, prostule, nu ești la bal mascat, să te crești șmecher. Pe mine mă cheamă El, dar să-l numi 12-ul, este seniorul al doilea. Bă, bă, pune-te jos, Darsene, pune-te pe la banca ta. Pune-te pe banca să ceară pe ea.
Ah, pe uite că tu ai lăsat așa, bă, dar să le pune panca unde trebuie și ia-ți loc, dar să le și stai cum trebuie acolo, dar să le și așa, bravo. Hai că mă punem aici în fața ta, dar să le bun. Și acum, dar să le prezintă-te, te rog frumos. Spune-mi mai multe detalii. Deci, bă, dar să le stai locului. Doamne, nu te mai crede așa șmecher și important. Ești la școală, omule, nu ești altundeva. Nu te e un bătrân în toată firea, nu trebuie să te faci așa. Bă, ce faci, bă? Dar să lăsai probleme, prostule, doamne. Să ai puțin, mă duc la baie. Mă duc la baie, ok, fraților. Ei bine, dacă dar să le-am început așa să fac asta, am venit cu scuza că mă duc până la baie. Acum să înceapă trolul, fiți atenți. Hai să mă transform într-un porc. Fiți atenți, intră porcul în clasă acolo. Dar să le cred că s-a apucat să vorbească cu profesorul. Nu știu ce face, îi spune cine e el și toate astea. Fiți atenți, eu stau aici. Ce facem mai la bătaie, profesor? Ce vorbește mai asta aici? Bă, Parcu, uite, proful, uite, smeala dumneavoastră! Ce se smeala asta e? Bă, tot nu știu să vorbească. Bă, proful, ia pe cam un porc, cred că te bași pe tine, hai, uite! Bă, să nu te... Mamă, deci dar răsele e mai rău decât un porc, el chiar vorbește ca un porc, adică n-am înțeles absolut nimic nici asta acolo. Profesor, nu știu, bă, fie între domnul, bă, proful Chelie, că îi zic că acel porc era familia dumneavoastră, era mama ta. Ce de porcă era maică sau fița de... Mamă, stai să intru... Bă, cum... Mamă, cum e ăsta... Deci, ok, fița de... Am intrat ca e iepuraș! Ce-am des? E iepuraș! Bă, ce frumos! Ia, nu e iepuraș, de ce-am... Nu, să nu dea mine, iar că mă enervează, mamă, prostă, să nu dea mine! Să nu dea mine, că... Mamă, moară, prostă, nu moară, moară! Mamă, nu, trebuie să fă repede! Nu, bă, nu, trebuie să fă repede! Gata, m-am ascuns, hai, bă, fraților, stai puțin, că ăsta nu prea ok, că nu prea are viață. Hai să mă pun acum repede, că totuși am stat prea mult la baie. Mă duc înapoi să vedem ce se întâmplă. Trebuie să ne prezentăm, practic, la profesor și să vedem ce se întâmplă astăzi în prima zi de școală. Pentru că, bă, nu știu, nu, presimtanul ăsta un an foarte nașpa la școală, sincer. Gata, am revenit de la baie. Ce? O să dăm cu toții test? Ce? Dăm test? Știi ceva? Eu cred că mă mai duc la baie odată. Bă. Gata, la baia de fete? Ok, la baia de fete. Domnul, îi dați nota 2 la lui Darcel? Am înțeles, ok, deci nota 2, bă, ce, bă? Cum adică mă nota 2? Ia vină tu încoace, bă, ia vină așa că, ia că da foc la școală, am bă, nu mai da prost, nu mai da prost, nu-i la școală, gata, Darcel! Bă, Darcel, vezi că, Darcel la tablă, Darcel la tablă, a zis, bro, fost să mergi la tablă. Gata, du-te la tablă, gata, hai, Darasele. Bun, știi ce a spus domnul? În primul rând, Darasele, domn profesor a spus să spun eu niște întrebări de matematică și de română, Darasele. Ei bine, prima întrebare este în felul următor. Cum se scrie? Fii atent sau fii antenă? Ai 3 secunde la dispoziție. Fii antenă, vezi, fii antenă. Uite, F-I-Y-A-N-T-E-N-A. Și acum stai. Acum, o să deschid o antenă. Bă, ești prost, Darcele, bă. Gata. În fine, bă. La mine. N-ai și un punct momentan, Darcele. Dacă nu reușești să iei nici măcar un punct, o să pleci în detenție direct, Darcele. Și fii atent că s-a adăugat detenția și o să te duci. Dacă mai ai rău. Nu, fii atent, fii antenă. Bine, fii antenă, Darcele. Dacă te mai duci, dacă mai ești rău, în detenție o să... Da, nu, cred că tu ajungi în detenție, Darusele. Ok, bun. Acum, întrebarea a doua, să îi pun întrebarea a doua. Păi, Darusele, acum o întrebare de matematică. Cât face 2 plus 2 împărțit la 2? Stai, să cam nimic până la baie. Bă, n-ai voie, alo. Cât face 2 plus 2 împărțit la 2? Hai. Păi fi la să zic la profesor, profesore, nu mie, că nu sunt de profesorul. Ok, deci fii antenor, ar fi 2 plus 2, care ar fi 4 și 4 împărțit la 2 este 2. Bă, profesule, e 3. Și tu de aia să mă iei. Foarte amuzant, Darcel, să ieși mare mamă de bătaie, îți dai eu. Darcel, tu nu cred că ai înțeles, n-ai înțeles, nu? Ce? Bă, prostule, uite-te ce ți-a scris, uite-te puțin, Darcel, Darcel, 2012. Stai. Darcel, 2012, după ore, te duci în sala de detenție, bă, nu fii antenă, eu o să mă duc în sala de mese. Bă,
Doamne, omor profesorul, mă, ce-a făcut mă ăsta, bă, doamne, bă, prima zi de școală, cred că nu mai merge la școală niciodată, bă, defitați-vă, cât de mult îi place lui Darusel școala, Darusel, unde te-ai dus, omule, alo, 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 Darusel, unde, ce, ce faci mai aici? Mănânc! Păi și profesorul? E, profesorul e cu Dumnezeu înainte. Doamne, cât de prost ești, Darusel, doamne, bă, Darusel, bă, ah, nu, nu, bă, 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 Darusele, nu știu, bă, da, școala nu-i de tine, bă, doloc, Darusele, nu știu ce să faci tu, Darusele, da, școala nu e de tine, bă, doloc, Darusele, tu cred că... Bă, 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 fie în tine, cred că mie îmi place de școală, uite, că stau și mănânc burger pe gratis. Ah, Darusele, dar știi că din momentul de față au început, bă, dacă iei note bune și stai la școală, frecventezi școala, o să-ți dea mai mulți burgeri, nu știai? Bă, bă, ia, că stau la școală, domnul, unde sunt în zonă? Ei bine, după cum puteți vedea, așa puteți să faceți copiii să le placă școala. Ei bine, uitați ce recompensă va primi Darusel. Eu zic că e o recompensă bună, dar, nu? Dar, ok, ok, deci, fii atent, profesorele, 2+2 împărțit la 2 este 3, da? Am făcut corect, let's go! Ce bine, bă, și fii antenă! Spune, fii atent, nu fii antenă! Ok, uite, F, I, I, A, T, E, T, a fii atent, nu? Fii atent. Ce fii atent, mă? Ce atent, mă? Ce visezi, mă, acolo? Ce spui, mă, acolo? Bă, doamne! Fii atent! Mă, profesorul nici măcar... L-ai lăsat fără cuvinte, Darusele, pe profesor. Incredibil așa ceva. L-ai lăsat fără cuvinte, uite, l-ai lăsat fără cuvinte. L-ai lăsat fără cuvinte, Darusele. Adică l-ai lăsat mască. Adică ești deștept. Da, dai în gropi. Iată ce zice. Ce zice? Bă, ești prost? Te-a făcut prost. Ce faci, mă? Te fac la școală! Bă, ce motivează să fac asta de mic? Nu știu, bă, Darusele, dar școala absolut deloc nu e de tine. Nu știu ce o să faci tu, Darusele, dar bă, dar nu înțeleg, bă, Darusele, dar chiar așa, mă, ți-au zis și oamenii că îți dau și burger, Darusele, recompensă dacă faci așa și tu tot nu vrei, mă, deloc, Darusele, adică nici bă, măcar... Bă, da, vreau, bă, Rafale, dar nu știu, bă, Rafale, că fie antenă, eu sing mask, iubirii, burger! Doamne, cât de prost ești, Darusele, nici măcar nu ești amuzant cum îți faci tu voce, așa că te crezi tu șmecher superior. Îi vai de capul tău, Darusele. Maică ta, uite, ți-a dat o educație foarte bună. Bine, da, nu pot să zic că maică ta e mai presus. Dar uite ce casă are maică ta, Darusele, și tu nici măcar nu știi cât face 2+2 împărțit la 2, omule, și cum să zice, fii atent, tu nu știi cum să spune. Doamne, Darusele, cum vrei să faci tu în viață? Măcar am și o tortă aici, a rămas de la ziua mea, de ce ai tu cu forne, tu cu aia ta, în fine, Darusele. Știi ceva? Asta a fost prima zi de școală, Darusele. Acum poți să te duci la calculator la tine și îți vezi de treabă cu... Bă, fii antenă, bă, Rafale, eu am nevoie de școală, că fii antenă, eu deja... Uite, bă, cât am câștigat pe Fortnite, uite cât am câștigat pe Fortnite! Mamă, ai câștigat pe Fortnite, du-te, mă, la Fortnite, hai, lasă-mă în pace, dar Darusele. Bă, fraților, da, nu știu ce... Bă, Rafa, te uiți, Rafa, te uiți! Da, dar... Bă, foc la bani, mă, și așa ne buga... Pam, 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 parapam! Da, ok, ok, deci, na, nu mai am absolut deloc cuvinte, nu știu ce să mai zic, bă, fraților, cred că cu Darusele... Bă, dar nici, doamne, Darusele, dar nu mai țipa după mine, omule, că nu pot să te aud după ce de la 7 miliarde de ani distanță, lumină, 1000 de miliarde de kilometri, nu pot să te aud. Aceste prea a fost Rafale. Aceste puroașe de la Paște, Darusele, l-ai lăsat aici, l-ai abandonat. Ah! Ok, pa. Uite, pa, te iubesc, ești mică bărgării. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.